Senatorul PSD Șerban Nicolae va fi înlocuit de la conducerea Comisiei de Anchetă pentru clarificarea aspectelor ce țin de arhiva SIPA. Schimbarea s-a făcut la solicitarea parlamentarului, în locul său urmând să vină Viorel Salan. Plenul Parlamentului a aprobat pe 27 septembrie anul trecut înființarea Comisiei de Anchetă pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție. PNL și USR s-au împotrivit constituirii Comisiei. Forul ar fi trebuit să identifice persoanele care în ianuarie 2005 au sustras din arhiva SIPA, registrul de intrări-ieșiri, documente secrete și strict secrete.